Astea sunt țigări aduse de un bun prieten din Moldova, din Basarabia. Hai mă, focalizează. Așa, problema la ele, băi frate, bă, nu-s bănenică astea ale noastre. Uite. Vezi? Ia, data ce scrie pe aici? Mi se pare 13 lei moldovenești, habar n-am cât vine. Trebuie să mă uit pe ăsta. Când am fost eu, era cam, cât era mă, vreo 3, 2 lei parcă în banii noștri, acum câțiva ani. Vedeți, uite, uite așa arată. Da, nu s așa de bune. Ia mă, este mă, am și eu vreo țigare. Pe aici n-am, trebuie să desfac. Hai să desfacem un pachet. Stai un pic. Sunt... Deci, miros un pic mai urât. Din ce știu eu de la bunicii mei care fabricau tutun pe, așa, pe timpuri, sunt mai multe tipuri de tutun. Gradul 1, 2, 3, până la 5. La 5 e praf. Bănuiesc că în România țigările sunt în tutun, Leme, Weizrui, Danke și astea sunt în tutun premium, gradul 1-2 și astea de Moldova s-ar putea să fie grad mai prost. Uite cum arată. Deci originale 100%. Uite așa arată, ele sunt tăiate ok, știi, da? Uite. Vezi? Da. Nu sunt așa de bune calitativ. Uite, nu. Miros un pic urât. Deci, dacă fumezi în încăpere și intră cineva, miroase un pic urât, iar doi la mână nu sunt așa de bune la gust. Nu știu, să zic, sunt mai slabe ca ale meu din România. Dar na, la banii ăștia, merită, știi.